Natalia Duminică. Ținută, nu avem în sărmâna, Natalia, bine ai venit! Bun, bine ola. V-am găsit! Ola, ați încurcat ola. Piesa astăzi! Ola, am înțeles că ai fost și 3 săptămâni în Spania. Așa este. Ola, să luăm un loc, te-ai agățat sau nu. Am crezut că ai pățit ceva? Nu, nu e nicio problemă, să luăm un loc, să povestim puțin, pentru că dansul va veni puțin mai târziu. Spune-ne ce ai făcut în Spania, 3 săptămâni. Am decis să fac un show nou, să vă pregătesc un nou gen de dans, flamenco. Da. Flamenco, mamă, e superb asta. Da, și având acum o posibilitate de 3-4 săptămâni fiind liberă, am decis să dedic timpul ăsta acestui stil de dans, care l-am practicat și l-am dansat zi de zi cu un profesor din Barcelona. Profesor? Profesor, profesoară, erau mai mulți. Așa, am înțeles. De obicei, în spatele camerei de filmat era un profesor care ne făcea poze. Acum, cu cine ai venit? Mama. Lui mama? E mamă. Si mamă. Sărbuna, mamă? Bonjour, mamă. Mamă? Ola. Ola, mama? Mama. Deci mama acum, practic, face Instagram și Facebook și TikTok. Nu, ideea este că mama a fost cu mine în Barcelona toate aceste săptămâni. N-a și... mai fost el? N-a mai fost el. Cu mama? Cu mama. Perfect. Sărbuna. Sărbuna, mama. Și ai reușit în astea 3 săptămâni să înveți exact tot ce trebuie? Măi, eu fiind dansatoare profesionistă, am venit la acest teatru de flamenco. Doar de toate perfecționa. Am zis că vreau să iau cât mai multe lecții zi de zi, nu am timp și nici nevoie să stau cu o grupă să mă învățați așa, că vreau aparte pentru mine și să-mi dați cât mai mult și cât mai repede posibil. Muncitoare. Așa, pe limba dansatorilor, adică pe limbajul nostru. Da, și cât te ajută mai rapid. Și lucrul ăsta să fii dansatoare de flamenco. Da, mulțumesc și mă simt așa, mă prinde bine și mă simt foarte... Ținută nouă, investiție iarăși. Investiție costume, nouă, tot... dar merită. Merită pentru că îmi place ce văd când am un dans gata. L-am văzut, l-am filmat și zic, nu degeaba l-am... De cât timp faci treaba asta? Dansul? Da. Câți ani se fac de când ai început cu dansurile? Oamenii te-au văzut prima dată la România, au talent, de asta zic. Acum vrei să... Bine, hai. 27 de ani. 27 de ani? Dansez. Wow. Hai, două mai de lucru. Nu, dar bune, chiar nu știam niciodată de cât timp, de 27 de ani. Da, dansez de 27 de ani, am absolvit colegiul de coreografie, după care am dansat 10 ani în ansamblu de dans popular, joc, dar și am și cariera solo, care... O și mama ta a dansat, nu? Mama a dansat mai mult ca mine. Cât ai dansat, mamă? Ea a dansat până să Cât? Se oprească, stai să-mi termin, 46? Cam 46 de ani dansatoare? Da. Mai am. 46 de ani. Foarte tare. Foarte tare. Păi ne pregătim imediat de dans cu Natalia Duminică, care vine într-o zi de marți să danseze. Dans nou în câteva momente, rămâneți cu noi. Sunteți pregătite să vedeți ceva flamenco? Da, da. Poate să revigoreze o relație când învață cineva dans, Oana? Tot timpul. Da. E cu foc, e cu pasiune, da, normal. Exact, da. Aoleu, deci luăm foc și imediat și multă pasiune. Oameni buni, pe final de emisiune, Natalia Duminică, sub privirea mamei, care are peste 40 de ani de dans la activ, este pregătită să ne arate ce a învățat la masterclass-ul din Barcelona. Așadar, îți mulțumim, Natalia. Luăm și noi poziția. Vă mulțumesc mult, doamnelor. Oana, Nicolau, cum spuneam, în seara asta la Căsătoriți pe Nevăzute. Dana, să vui că mâine la kinetoterapie. Iar noi mâine aici la emisiune la ora 3, corect, Ciucă? Corect. Până atunci mergem și pe TikTok la prietenii noștri. Ne vedem acolo, oameni buni. Cătălin Măruță sunt. Numai bine. O seară minunată. Ole!